Noi vă mulțumim când vă ascultam, decât să mă gândesc la faptul că mi-aș fi dorit să am parte de o asemenea plăcere când eram student de istorie, n-am avut-o. Sunt multe lucruri pe care nu am învățat atunci și le-am învățat, așa, calificându-mă la locul de muncă. Datorită... S-a calificat foarte bine la locul de muncă, cărțile noastre sunt atât de echilibrate și atât de bine scrise, că nu... Mulțumesc frumos, vreau să vorbesc despre o altă carte mult mai bine scrisă, este cea pe care o aveți în față despre morfologia de vinovății. Multe lucruri pe care dumneavoastră le-ați spus acum, eu am învățat de la colegii mei experiență și doi dintre ei sunt Clara Mureș și Constantin Vasilescu, cu care sunt autorii acestui volum, morfologia de vinovății, despre care nu o să vorbesc eu, ci o să las pe colegul meu, Constantin Vasilescu. Nu înțelegem foarte bine. Așa. Mi-e bine, mi-a vorbit cu doamna Jela, oare ce aș mai putea să spun. O să încep prin a spune că atunci când am vorbit cu Lucian, cu Lucian, de când mi-a spus despre evenimentul ăsta, chiar mă gândeam ce o să fac, despre ce o să vorbesc. Pentru că între timp a apărut cartea cu Cristina și cumva m-a salvat din situația asta. Așadar, în ceea ce urmează, n-ar vrea să mă întind foarte mult, dar o să încerc să vă spun povestea unei cărți și prin această poveste o frântură din povestea tinerilor care au suferit în timpul regimului comunist. Este vorba de o carte care este rodul muncii de cercetare a mea și a colegilor mei de investigare a domnului comunismului. Se numește Morfologia Mediovăției, al capitolului detenției feminine în comunism. Ideea acestei cărți a venit cu câțiva ani în urmă. La o bucată de timp după ce noi am terminat de cercetat și de fotocopiat foie matricole penale ale tuturor deținuților politici care se găsesc în arhiva de la Jilapa. Și atunci ne-am gândit că, pe lângă faptul că vom pune publicul la dispoziție o bază de date care să fie accesibilă tuturor, ar trebui să materializăm cumva povestea asta și într-un proiect de cercetare. Și pentru că și resursele materiale și umane erau limitate, am renunțat destul de rapid la gândul de a face un dicționar al tuturor deținuților politici care se regăsesc în această arhivă și am pornit acest proiect al dicționarului feminin ca un proiect pilot și iată în cele din urmă ce a ieșit. Am combinat această călătorie de cercetare și cu studiul în arhiva CNSAS și apropo de acest lucru spuneam dar am învățat de acest periculos sentiment de atotputernicie pe care ți-l dau arhivele. Să știți că el există, este acolo, este prezent și la un moment dat, în absența discernământului, poate să facă ravagii. Pe de altă parte, vreau să spun că atâta vreme cât aceste documente, aceste arhive sunt tratate cu discernământ, să știți că adevărul poate ieși la iveală. Problema este să nu mergem niciodată acolo cu idei preconcepute, da? Să nu ne dorim cu orice preț să găsim ceva în lume, să înțelegem, în primul rând, că avem de-a face cu oameni și nu cu eroi, dintr-un motiv foarte simplu. Drumul de la Carmen la Efigie este destul de sinuos. Și atunci trebuie foarte, foarte multă prudență și foarte multă discernământ. Ce ne-am propus noi cu această cercetare a fost, în primul rând, să vorbim despre oameni și pentru că figuri ale detenției feminine, precum Elisabeta Riza sau Cristina Popsăileanu sau Laureția Armanuțoiu, ca să amintesc aici doar câteva dintre femeile celebre ale existenței
comuniste sunt deja foarte cunoscute, ne-am propus să căutăm și să dăm la ideală figuri noi, chipuri noi ale unor femei care au suferit în timpul comunismului, să vorbim despre aceste ilustre necunoscute. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, revelația cercetării a fost uimitoare ca atare. Această carte este structurată în două părți, poate o parte de ficționar, da, care conține microbiografii, microbiografii la 3753 de femei și avem o parte de sinteză, aproape egală. Este vorba de nouă studii. Am mers totuși pe ideea aceasta pentru că ne-am gândit că de obicei aceste instrumente de lucru sunt însoțite în cel mai bun caz de un studiu introductiv și acela de multe ori nu suficient de consistent încât să ofere toate mijloacele înțelegerii acestor microbiografii. Și atunci, în funcție de interesele de cercetare ale tuturor celor care am lucrat la acest volum, am realizat niște studii. Este vorba de 9 studii care tratează analiza sursei de referință, care fac o radiografie a sistemului penitenciar. De asemenea, s-a vorbit aici și despre detenție. Avem un studiu care vorbește despre viața de zi cu zi, despre acest cotidian încarcerat al deținuților politice. Și apoi avem așa alte studii tematice pe subiecte, unele care deja fuseseră dezbătute, altele inedite, dacă le-aș spune eu. A vorbit doamna Jela mai devreme aici despre acele fete verzi din Închisorile Roșii și despre această tentație a extremismului. Există în această carte un studiu și despre femeile care au făcut închisoare pentru condamnate fiind pentru crime de război sau crime împotriva umanității. Există un studiu despre femeile care au trecut prin aceste, hai să zicem, unități psihiatrice care au fost internate în timpul regimului pentru a fi reduse la tăcere. Avem un studiu foarte, foarte interesant al Clarei, care este prezent aici în sală, despre scriitoarea de detenții și toate textele astea, zic eu, că dau protunjesc în mod fericit acest volum. Acum am să vă prezint câteva date concrete ca să aducem așa un pic de, hai să zicem, aritate istorică în toată dezbaterea asta și da. Am să vă spun că în urma cercetărilor de care le-am făcut, de pildă în ceea ce privește originea socială a fostelor deținute politice, am descoperit că 45% dintre acestea aveau, hai să zicem așa, o origine socială umilă, erau țărânci, da? Iar acestea erau urmate la o distanță considerabilă de cele pe care regimurile s-au putea pe vremea aceea burgheze și neburgheze, avem un procent de 28% și avem un procent de 20% de femei care aveau origine socială muncitorească. Iată așa că represiunea n-a făcut niciodată favorului de clasă atunci când a fost cazul. Aceasta s-a aplicat fără discriminare, dacă mă pot exprima felul acesta. Apoi, avem o statistică în ceea ce privește gradul de educație a deținuților politice. Aproape jumătate dintre acestea, 49%, aveau studii secundare. Da? Aceasta însemnând că aveau studii de gimnaziu și sau liceale. Și 22% dintre acestea aveau studii primare. Avem un procent destul de consistent, aș spune, de 14% de femei care aveau studii superioare, unor facultăți. De asemenea, ceea ce privește ocupația, 39% dintre acestea erau casnice. Acestea sunt urmate de majoritatea, de altfel, vă dați seama că statisticile acestea reflectă cumva niște realități ale societății românești de la
aceea, 18% dintre ei erau funcționari și 13% erau muncitoare. În ceea ce privește apartenența politică, tot a fost invocat aici, marea majoritatea covârșitoare a acestor femei care au făcut închisoare în timpul regimului comunist nu au avut nicio încadrare politică. 74% dintre aceste femei au fost neîncadrate. Da? Deci, practic, diferența care rămâne pentru 100% se împarte între restul grupărilor politice, de la mișcarea legionară, întrecând prin Partidul Comunist, prin partidele istorice, până la grupul etnic german sau alte formațiuni de acest gen. Asta spune ceva și despre faptul că multe dintre aceste femei au fost, în primul rând, soții și mame, și au ajuns în această ipostază nefericită tocmai pentru că și-au riscat totul pentru bărbații de lângă ele, din viețile lor. În urma acestor femei arestate au rămas în libertate mai puțin de 3104 copii. Da? Deci, represiunea nu s-a oprit doar la aceste femei care au fost arestate și au fost închise, s-a distribuit apoi în interiorul familiilor acestora și au influențat viețile mai multor oameni. Și în acele condiții în care acești oameni luptau pentru aceste femei, luptau pentru supraviețuire, evident că a stârnit și anumite nemulțumiri. A existat un dosar, au existat mărturii favorabile și mărturii defavorabile. În cele din urmă, Marian Carlos, cum era și normal, a fost absolvită pentru că nu s-a găsit nicio dovadă că ar fi comis crime împotriva umanității. Problema este că în 1948, procuratura a relevat aceste cazuri, a implementat și atunci Marian Carlos s-a trezit condamnat la 3 ani de închisoare pentru crime împotriva umanității. 3 ani de care i-a ispășit, de fapt a fost victima unor reglări de conturi între 2 indivizi care vizau postul de procuror șef al repetenozei cu detalii le găsiți în această carte. Și a doua poveste care vine în minte și pe care vreau să o spun foarte de suport aici este povestea acestei femei pe care o vedeți pe copertă. Nu o să-i dau numele, n-am făcut-o nici în carte pentru că a fost pusă situații dintre cele mai triste. Această femeie a fost abandonată la câteva luni pe scările unui orfelinat din București. A putut să meargă abia la 7 ani. La 15 ani lucra în combinatul de lianți de la Fieni, iar în jurul vârstei de 18 ani a aflat pe neașteptate că este adoptată și că părinții naturali sunt undeva în Austria. A fost momentul în care a decis să plece cu orice timp, să părăsească România și nu s-a oprit niciodată din această tentativă. Între 1952 și 1964 a avut cel puțin 8 tentative de a trece frontiera. De fiecare dată era prinsă, inițial a fost condamnată și a ispășit, ca să zic așa, pe dânsa, mă rog, dacă avea ceva de ispășit, nu e termenul cel mai potrivit. Iar apoi, după eliberare, atunci când avea o nouă tentativă, era arestată, de data aceasta era declarată neresponsabilă și era internată în tot felul de unități din astea psihiatrice, de la Bătăceanca până la Spitalul de Boli Mentale din Sighet, de exemplu. Ei bine, această tânără n-a renunțat niciodată, în ciuda tuturor chinurilor din care a trecut. Anastasia Iorgulescu, de pildă, a întâlnit-o în istoria de la Genova și povestește cum gardiencele, avea de-a face cu niște gardiențe femei care erau incapabile să înțeleagă starea specială a acestei femei, care sufera și de epilepsie și la un moment dat avea anumite crize pe care cele de acolo le luau drept sfidări ale angajaților penitenciarilor, o băteau cu cruzime până la sânge. Anastasia Iorgulescu mai spune că în momentul în care cazul ei la un moment dat s-a rejudecat, a făcut un gest similar cu cel pe care l-a făcut Richard Furbrand. Adică și-a dezgolit spatele și a arătat urmele loviturilor
două dintre aceste povești, două dintre aceste mari anonime ale detenției feminine comuniste de care v-am vorbit la început. N-aș vrea să închei fără să spun că am dedicat, colegii mei și mine am dedicat această cercetare tuturor femeilor care au suferit în comunism și pentru că noi așa cum spunea Shalamov, memoria doar surd, ca o mână degenerată la vânt rece, aș vrea să amintesc aici câteva femei care au avut bunăvoința să rememoreze alături de noi experiențele acestea carcerale prin care le-au trecut și o să spun numele Georgetei Catrin, al Elenei Armonzoiu, al Aurorei Dumitrescu, al Mariei Nicola și al Mariei Vasile, care astăzi nu mai sunt printre noi, dar a căror existență cumva, ale căror existențe cumva au stat la temelia acestui volum și stau la temelia rațiunii noastre de a cerceta. Așa. Mulțumesc.